Șumudică fără frică, campioana a mers în Elveția pentru lovitura cea mare. Menou, Messi. Messi a ajuns la Paris. Fanii sunt în extaz. Zeci de polițiști pe motociclete l-au păzit pe Messi la sosirea în Franța. Și faza zilei cu antrenorul lui Fener. S-a luat la ceartă cu un fan antrenor, iar echipa lui a luat gol. Bună seara, bun găsit la sport! CFR vrea să-l vândă pe noul puști minune de la Cluj, Petrilă, mai scump decât FCSB, pe Man. Șumudică este la un pas să ducă CFR-ul în play-off-ul ligii. Șumudică vrea minunea cu CFR, să-i ducă pe clujeni în grupele Champions League. CFR este la un meci de play-off. N-am venit să ne predăm, n-am venit să mă baricadez, să bag autobaza în poartă sau ceva de genul ăsta, nu? De la Mr. Șumino, eu nu o cerut niciodată să dăm un pas înapoi. Manea și-a sărbătorit ziua în cantonament și colegii săi vor să-i facă cel mai frumos cadou, calificarea. La fotbal n-a murit nimeni din cauza efortului. Dacă va trebui să folosim măștile de oxigen, să-i scoatem, să le dăm oxigen, vom face și lucrul ăsta. Clujenii pun mare pres pe Petrilă. 15 milioane costă puștiul minune al CFR-ului. Vineri și Mudica are meci tare cu Hagi în campionat. Le doresc baftă mâine să se califice, să vină cu moral și după aceea cu noi. Să fim noi mai iuți ca ei. Reghecam a câștigat primul meci de la revenirea în Liga 1. Craiova a bătut-o pe Voluntari cu 3-0. Colici a ieșit în lacrimi de pe teren. Craiova a reușit să câștige primul meci cu Reghecam pe bancă. Oltenii au învins-o pe Voluntari cu 3-0. Gustavo a deschis scorul imediat după pauză la capătul unei acțiuni personale. Brazilianul a ieșit în evidență și la golul 2. I-a pasat decisiv lui Campanu, care a marcat cu un șut la colțul scurt. Ultimul gol al serii a fost reușit de Marcovici. Atacantul Craiovei a marcat în prelungiri cu o scăriță superbă peste portar. Pentru Craiova urmează meciul de la Arad cu UTA. E gata, Messi a ajuns la Paris. După 21 de ani la Barcelona, Messi va juca la PSG alături de prietenii Neymar și Di Maria. PSG are un atac monumental. Eu! Eu! PSG a reușit cea mai tare campanie de achiziții din istorie. Capitanii de la Barcelona și Real, Messi și Ramos, au ajuns la Paris, alături de cel mai bun jucător de la Euro, Donnarumma. Messi și-a luat toată familia după el la Paris. Soția Antonella și cei trei copii l-au însoțit pe starul argentinian. Fotbalistul va câștiga peste 35 de milioane de euro pe an la PSG. Ajuns la Paris, Messi a salutat pe fanii lui PSG într-un tricou special, inscripționat cu Ici c'est Paris. Mii de fani din Paris l-au așteptat pe Messi în aeroport. Messi a blocat Parisul în drumul spre vizita medicală. Zeci de polițiști pe motociclete l-au păzit. În Barcelona, la Camp Nou, toate afișele cu Messi au fost date jos în ziua în care fostul capitan de la Barça s-a transferat la PSG. A fost scandal la meciul dintre Farul și Șepși. Dacă deranjăm, ne retragem și gata. Amenință oficialii de la Șepși după scandările xenofobe ale constanțenilor. Oamenii de la Șepși au fost jigniți de fanii Farului la Constanța. Există o ură pe care nu o înțeleg în România, lipsă totală de fair play a oamenilor din tribună. Eu asta așa am auzit. A zis România. Deci, scuzați-mă. Tot ce e altceva, dacă există, nu e frumos și nu e bine. Echipa lui Hagi poate fi amendată drastic după scandalul xenofob. La fel și cei de la CSEA Steaua după meciul cu Csíkszereda. N-aș vrea să generalizăm, n-aș vrea să cădem în capcana de a spune că românul este xenofob. E clar că trebuie să așteptăm verdictele Comisiei de Disciplină pentru a înțelege cu exactitate ce s-a întâmplat acolo. Farul lui Hagi a urcat pe locul 5 în Liga 1 după victoria 1-0 cu Șepși. Trei ocazii mari a avut Șepși în prima repriză cu Farul. Fofana, Ninai și Damașcan au fost blocați de fiecare dată de Aioani. După pauză, ocaziile s-au răzbunat. Farul a înscris în minutul 49 prin Betancor. E un start de sezon bun, previzibil din punctul meu de vedere și sperăm să continuăm așa. Am fost superior Farului astăzi, fără să se supere Gică pe mine. Îl respect enorm și îl voi respecta toată viața. Dar astăzi cred că am fost echipa care merita mult mai mult. În minutul 93, Șepși a cerut penalti după duelul dintre Souza și Adrian Petre. Hagi și Grozavo au protestat și au fost eliminați. Dacă un domn arbitru îi se pare lui nu știu ce, te dă afară fără să ai nici cea mai mică
motivație. Așa cum și arbitrii au făcut greșeli, și jucătorii au făcut greșeli, și noi am făcut greșeli. Ziua și numirea la FRF. După numirea lui Bratula Tineret, Federația a anunțat și noul selecționer de la Naționala sub 20 de ani. Lobonț este alesul. Florin Bratu debutează la Naționala de Tineret în septembrie într-un amical cu Anglia pe Arcul de Triunf. Va fi primul meci de fotbal care se joacă pe noua arenă din București. Am în cap niște jucători. Ei sunt unii dintre. Pot fi, de ce nu, și sunt și alții. Sunt foarte mulți jucători care pot interpreta acest rol. Cei doi ani de zile, mi se pare că e o perioadă extrem de lungă pentru pregătirea acestui eveniment. Și poate să greșească la început, are timp să-și repare efectiv orice fel de, știu, alegere nefericită. E alegerea federației. Înainte mai vorbeam cu Nea Mihai, dar de când au apărut zvonurile astea și cu echipa nu l-a mai sunat deloc. Acuzat că e Gigi Becali de la federație și face schimbările, Stoichiță se revoltă. Păi n-am făcut niciodată schimbările la echipa națională. Pe mine nu mă interesează. Că știu cine sunt, cum mă comport. Peste 50.000 de oameni vor fi în tribune la Rangers Malmo în această seară de la ora 22 în direct la ProX. Este meciul revenirii lui Yanis Hagi. Pentru prima dată după un an și jumătate, un stadion din Scoția este deschis total. Fanii lui Rangers au luat pe sus casele de bilete și au epuizat rapid toate tichetele la meciul din preliminariile Champions League cu Malmo. Yanis revine la Rangers după ce în prima etapă s-a accidentat. Yanis a dat primul gol al lui Rangers în acest sezon. În tur a fost 2-1 pentru Malmo. Dacă întoarce rezultatul, Yanis Hagi poate juca în play-off cu ludogorețul românilor Keșeru, Rotariu și Moții. Rapidiștii sunt pe cai mari în acest început de sezon. Rapid n-a luat încă gol în campionat. În weekend este derbiul cu FCSB. Rapidiștii au prima specială la derbiul de duminică cu FCSB. Rapid e gazdă și vrea să facă primul sold-out al sezonului. 20 de lei este cel mai ieftin bilet la meciul cu FCSB. Un meci cum nu prea mai fost de mult prin România. Mai toată lumea vede FCSB favorită, dar eu nu știu de ce și de unde lucrurile acestea. Pentru că în patru etape, până la urmă, FCSB a primit 6 goluri, Rapid nu a primit niciun gol. Rapid a câștigat deja un prim meci cu FCSB. La capitolul suporter, zice Pancu. Aici nu e, cred că nu există cota la pariu. Halep este în culmea fericirii, revine pe teren după 3 luni. Halep intră la Montreal direct în turul 2. Simona Halep a postat o poză din Canada ca să arate cât de fericită e că revine pe teren. Halep va juca primul meci după accidentarea din luna mai. În turul 2 la Montreal o va întâlni pe învingătoarea dintre Teichmann și Collins. În turul 2 a ajuns și Sorana Cârstea după ce a trecut de Alison Risky. Cârstea a câștigat în 2 seturi, 6-3, 6-4. Cârstea o va întâlni pe Azarenka în turul 2. De la Craiova vine noul atacant de bani mulței naționale. Sunt convinși oltenii. Oltenii îi propun lui Rădoi un nou jucător pentru națională. Marcovici a marcat în 2 din ultimele 3 meciuri ale Craiovei. Este un sârbo-român la care spiritul oltenesc cu spiritul de sacrificiu caracteristic sârbilor s-au împletit armonios. Colici trăiește un coșmar după ce s-a rupt din nou. Atacantul Craiovei a ieșit în lacrimi de pe teren la meciul cu Voluntari. Da, îmi pare rău, nu știu. El acuză de la partida cu FCSB-ul, a primit acea lovitură exact pe placa de titan și din cauza asta, nu știu, mereu sunt recidivele ăștia. Fanii Rapidului se pot muta în bloc cu jucătorii. Ultimul sponsor al rapidiștilor construiește un ansamblu rezidențial chiar lângă Giulești. Jucătorii visează la derbiul din acest weekend cu FCSB. Înainte de derbiul cu FCSB, Rapid a semnat un nou parteneriat. Rapidiștii au ca sponsor un dezvoltator imobiliar. Le face un bloc special. Vrem să avem un bloc, o scară care să fie doar a noastră, să avem toți jucătorii. La început, culorile au fost maronii, după care le-am schimbat către alb vișiniu. Rapidiștii își pot sărbători trofele la ultimul etaj. Ce pot să facă rapidiștii aici? Un proiector, nu? Să uită neamă și tot. Rapidiștii au intrat în febra derbiului cu FCSB. Vor avea și o primă specială. Au băieții vreo primă specială pentru meciul cu FCSB? Normal ca. E derbi sau nu e derbi? Este derbi. Niciodată nu știu să fi retrogradat Steaua din Liga 1. Pentru mine FCSB Steaua e un derbi de mare tradiție. Oamenii de la FCSB sunt și ei pregătiți. Dovieta.
Actorul din serialul Vlad, Angel Damian, a făcut basket în copilărie. S-a întors la joacă, la final și a chemat colegii de la basket la teatru. Angel Damian a făcut basket de performanță până la 19 ani, dar a ales în cele din urmă actoria. Kobe Bryant a fost idolul lui. Unde e mai greu, pe scenă sau pe terenul de basket? Pe terenul de basket. De departe. Cine crede că e așa doar o chestie de plăcere, nu știe ce înseamnă antrenamentele de performanță. Serialul Vlad revine în forță în toamnă la ProTV. Să vă așteptați la ceva la fel de crunt ca bătaia pe care mi-am luat-o eu astăzi pe terenul de basket. Damian a jucat basket cu băieții din Naționala sub 23 de ani. Acum îi așteaptă pe ei la teatru. S-a descurcat foarte bine. Noroc că putem să jucăm basket înapoi pe terenul de la Sport Arena. Avem ocazia asta și asta este cel mai important. Și el... Mutu s-a apucat din nou de fotbal ca să-i facă pe fani să vină la stadion. Mutu a mai primit doi jucători la Craiova. Mutu trage la poartă ca în tinerețe. A dat gol și a chemat pe fan la stadion. Sâmbătă la 6:30 avem nevoie de voi. Haideți, oltenii mei, la stadion. Haideți să câștigăm. Mutu a primit din nou întăriri la Craiova. Belgianul Van Durman și Sorin Bușu au semnat cu Craiova. Belgianul a fost adus la Craiova de fata lui Rednic. Bușu a jucat sezonul trecut la Iași. Cei doi pot debuta cu Chindia. Ce moment emoționant, danezul Eriksen mesajând duioșător pentru o fetiță care urmează să se opereze la inimă. Christian Eriksen a trecut prin momente cumplite la Euro. A fost salvat după ce a fost resuscitat în meciul Danemarca-Finlanda. Acum danezul l-a emoționat pe toată lumea. I-a trimis un mesaj video unei fetițe de 9 ani. Micuța Ivy trebuie să se opereze pe inimă. I hope you are feeling comfortable and confident going into the operation. But I'm sure you'll get back to normal life very quickly afterwards. I just wanted to wish you all the best and hopefully and maybe we'll see each other in the future. Poli Timișoara a câștigat primul meci din Liga a doua. Timișoara a învins la Călăraș cu 3-1. Timișorenii au înscris un gol mai frumos decât altul. Dunărea Călăraș a rămas cu un punct după primele două etape din Liga a doua. Covaliu s-a întors ultimul de la Tokyo împreună cu băieții de la caiac. Cu doar 4 medalii, România a fost sub Bulgaria, Ungaria, Kosovo, Taiwan sau Bahamas. Covaliu s-a întors dezamăgit de la Jocurile Olimpice. România a adunat doar 4 medalii și a terminat pe locul 46 în lume. Sunt federații sportive care nu și-au îndeplinit obiectivul și mai mult decât atât, nu au reușit să conteze în lupta pentru medalii. Ministrul Novak a dublat premiile. 140.000 de la stat și 70.000 de la club vor primi Ancuța Radiș și Ancuța Bodnar pentru aurul de la Tokyo. Doar scrima și canotajul și-au îndeplinit obiectivul la Tokyo. Vom face această analiză foarte, foarte clară la subiect și vom veni și vom prezenta concluziile. Asta da performanță. Un japonez este golgheter în două campionate în același timp. Japonezul e golgheter în același timp și la el acasă și în Scoția. Japonezul a fost cumpărat în această vară de Celtic de la Vissel Kobe cu 5,5 milioane de euro. În Japonia a înscris 15 goluri în 21 de meciuri și nimeni nu a reușit încă să-l detroneze. În Scoția, după două etape, are 3 goluri înscrise. Faza zilei vine din Turcia. Un fan l-a nebunit pe antrenorul lui Fener, care a început să se certe cu el. Fener a luat imediat gol. Fanul a țipat în continuu către antrenorul lui Fener să joace 4-4-2. În timp ce antrenorul lui Fener se certa cu fanul antrenor, Fener a luat gol. Un ursuleț a intrat pe un teren de golf. Oamenii au fugit de el și el a fugit de crose. Ursulețul jucăuș a întrerupt un meci de golf. Sportivii s-au refugiat. Ursul a explorat terenul și a dat de crosele de joc. Inexplicabil, a luat-o la fugă. Trebuie să fie titular jucătorul pe care Becali anunță că nu-l mai scoate din prima echipă. Toate detaliile sunt acum pe www.sport.ro. Acestea au fost știrile. La ProTV urmează vremea, Las fierbinți și filmul Furios și iute. O seară frumoasă!